păi nu sări departe, prostule. Am ajuns la Mac, băieța, cu trei, doar să mă dezbrac. Vezi că prietenul meu e gol? Astăzi vom continua seria pe care o am eu pe canal, în care dau DM la o grămadă de YouTuber și o să-i las să-mi pună o provocare. Ei bine, dacă n-ați văzut primul clip pe care l-am făcut din seria asta, vă recomand să mergeți să vă uitați. Am găsit în geanta. Astăzi o să facem ceva mai nebun cu alți oameni și o să vă las pe voi să vedeți neapărat. Apăsați butonul și de like și abonați-vă pe canalul, pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult. Un follow pe Insta și un follow pe TikTok ca să fiți la curent cu ce postez eu. Și neapărat când vă abonați, abonați-vă cu clopoțel. Hai să dăm DM influencerilor. Vă uitați la mine, îmi deschid geaca și așa și vă întrebați: bă, ce face asta, mă, noaptea, nu știu cât e ceasul. Nouă. Totul se întâmplă din cauza lui Mădălin Șerban. Mi-a mutat șosetele, sunt șosete albe. Am seria asta pe canal în care cer provocări youtuberilor și asta e provocarea lui. De la mine o provocare scurtă și la obiect. Aruncă-te în piscină, pa. Da, și s-a ajuns să mă arunc în piscină acum. Mamă, se dezbracă. Păi nu vreau să mă arunc cu astea. Când trecă pe mine, că cred că o să fie ok. Cred să nu-mi pierd lănțic. Și dacă știți, băieți, șoc hipotermic, pai foarte jegoasă. Dar să-ți văd cât de rece. Hai, mă. Stai că mi-e frică. Hai de viață. Hai că mă plouă. Mă arunc direct, să știi. Adevărat? Bă, fii atent, dacă ridic mâna, las alea jos și mă scoți gel. Că mie că nu o să mai găsesc asta. Păi nu sări departe, prostule. Hai de viață, ce frică mi-e. Jur, jur. Nu cred. Doamne, ce prost ești. Eu m-a șocat. Hai, bă, în casă. Jur, mă pișcă pielea rău. Trebuie stud. Sunt flașcă. Mădălin, te urăz. Sincer, apa a fost nașpa rău. Și acum sunt judecu, să-mi îngheață tentul. Să trecem, te rog frumos, puțin mai repede. Că vin mașini, să ai. Te vede lumea. Au vreo să nu fie femeia la noi în bloc. Mamă, da. Wow. Mamă, ce rece. Băiți, pentru toată chestia asta, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și să vă abonați canalul. Am uitat să menționez asta că mă grăbeam. Așa un follow pe TikTok, o să apară faze pe TikTok din clipul ăsta. Ia să plec. Ok, hai să vedem ce alt youtuber, alt influencer, alt prieten de-al meu m-a provocat să fac. Deci fii atent, Robin, te-am întrebat dacă vrei să te ajut cu provocarea, dacă ceva, ai zis că nu, că să dau cu tot ce pot eu în tine. Deci fii atent, te duci la McDrive în chiloți. Mă interesează că blurezi, asta e provocarea. Am ajuns la Mac, băieța, cu trei, doar să mă dezbrac și cumva să schimbăm scaunele. Dar să mă credeți de pe ce ai, bă? Stai un pic, adică dați jos. Bă, să uită omul ăla pe geam la mine. Să uită omul ăla de pe geam la mine. Aoleu, toată, bă, ai parcat fix în fața ieșirii. Hai de viața, bă, să uită toată lumea la mine, mă simt foarte inconfortabil. Pantalon, șosetă. Și acum vine grosul, băieți. Bă, mie miros picioarele așa, nu? Da. Nu, de fapt, adică și miros așa. Nu știu dacă am voie să pun sfârcuri pe YouTube. Bă, vai de cap, bă. Hai să facem schimb de scaune. Și o să sar peste asta. Nu. Ieși și eu, ieși. Afară, tu nu sar peste astea. Hai, ieși afară. Vere, sunt aia la terasă. Ieși și tu, ieși. Hai. Odată cu mine. Da, ieși odată cu mine. Că mi-e când faci fentă. Hai, ieși. E gol! Am uitat tot de la pază la tine. Știu! E gol! Alo, e gol! Aoleu! Bă, frate, e gol, vezi? Ui, ce frig. Bună! Bună! A, salut! Mai bine că ești bărbat, Doamne ajută! Dă-mi și mie, te rog frumos, un combo puișor cartofi. Eu vreau un meniu dublu cheeseburger. Ba, nu vreau un meniu dublu cheeseburger. Unde e portofelul? Stai că nu știu să plec! Salut! Gol și e la Mac. Vezi că prietenul meu e gol? Mersi frumos, am fost la o petrecere și am pus o glumă și i-a luat toate hainele. Mi-era foame și a trebuit să ajung aici. Zici că mă ia? N-am voie la volan dezbrăcat? Mamă! A venit cu fânt și s-a uitat la mine și m-am simțit foarte. Salut! Salut, bună! Cartare, vă duce în comandă. Nu vreau acolo, dați-mi aici. A venit o femeie acolo și m-a simțit foarte intimidat. Dar nu vreau în parcare, bă. E gol! Taci, bă, dacă mă ia poliția, fără mișto. Eu nu vreau să parchez cu fața la Mac. Ba da, ba nu, da. Nu, că se face scârbă la oamenii ăia, abia au mâncat și ei. Ei, de ce mi-ai ridicat geamul? E gol! Ok, o să așteptăm să vină doamna cu comanda. Mamă, și parchează și asta lângă el. Mersi frumos. Era gol. Și asta nu poate să parcheze de tine. Tu dai seama că asta se uită în oglind și te vede gol? Chiar da. Nu fi prost să nu mă lași. Ieși și tu din mașină. Ieși și mamă de la tine. Hai, mă, da, ieșim, hai. Mă chid afară! Deschide ușa! Deschide ușa! Ce sunt floroțele, prost? Nu! Ia, bă, 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 bă! Tu chiar faci asta? Ce ești prost? Acum. Da, filmăm ceva. Da? Da. Dacă sună la experiență, cu dezbrăcat jumate, putem ca mai mulți aici. Nu v-am filmat sau ceva. Bine, ne pare rău. Karen. Ok, m-am supărat, doamna, să știi. Chiar m-am supărat. Unde mi-e tricou? Bă, mi-ai desfânfea roata, avere. Da.
Un pic. Nu se întâmpla nimic dacă mă lăsai să intru în mașină. Da, e mai bine. Am avut noroc că mi-am tras pantalonii pe mine, că mă gândeam zic el că o să faci una de asta. Cum a dus capul să-mi iau și tricou? Are copii în spate, veri, uite de tu. Are geamul fumării. N-are. N-are copii? Nu. Ah, bă, da. Eu am călcat pe jos. Fac ciuperc la picior. Vedeți că nu e background-ul cu care v-am obișnuit la mine în apartament. Suntem la Lino, oameni buni, și am luat mâncarea asta de căței, care este 3 lei. Cu Providenții, eu sunt tot în aeroport în Phuket și provocarea mea, pentru că ai scăpat cât ai fost la Bus House, provocarea mea este să mănânci mâncare de câini adevărată. Nu carne de pui la conservă, mâncare de câini. De câini. Mă gândeam că tu poți fi odeală Snow. Nici Snow nu te-a mănâncat așa ceva. Așa ceva. Scurge la ghiubetă. Dacă nu poți să mănânc, eu dau lui. Da, băieți, ideea e că în Bus House am fentat mâncarea de câine, aici apare nu mai fentez. Eu nu mănânc aici, pare rău. Te rog, nu trebuie. Vreau, nu vreau. Eu nu mănânc tot ăsta. Nu vreau, mănânc o gură măcar. E rău, are și pește. Nu v-am mis pe masă. Ia, vrei să miroși? Nu. Nu vreau verea așa mult. Ai mâncat? Sunt înghiți? Înghito, înghito. Direct, nu mai mestecat. E mai la spate. Înghito. Înghite direct. Am mâncat mâncare de câine și animale. Sebi, te urăsc. Am ajuns aici la rânzeturi lactate, bunătăți ardelenești. Vă mereșesc. Aveți carne de pui de cioară. De om aveți? Ești dom? Am înțeles. Mersi frumos, o zi frumoasă. Trebuie să fac cumva să scap de toată anxietatea asta pe care o am. Pentru că eu fiind YouTuber nu prea se pupă chestiile între ele, mai ales când trebuie să intru în magazine și să întreb de carne de pui de cioară sau de carne de om. Mă rog, oamenii foarte de treabă. Sper doar să nu creadă că i-am luat la mișto. Te provoc să-i faci un prank lui Syke, că nu mai stai cu el în casă și că te muți, că îți faci bagaje și că pleci, că nu mai vrei să aveți nicio legătură. Care e mai ordonat dintre tine și Robi? Eu. Până acum, chiar vrei să spun ceva? Când ajungi acasă, unde găsești efectiv un sertar sau orice și lasă orice găsești. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. Că toate hainele pachetate la tine sunt aruncate. Și acum zici că a fost un tare de urgență. Da, exact. No, nu mai este așa, mamă, că sunt ordonat, că mi-au valiza și plec. Și nu mai stau. Nu, tu ți-ai valiza. Băi, mi-au valiza și plec. Aștept. Bă, pe bune pleacă ăsta? Doamne, aștept. Bro! Da, mă, n-a mers. Omul meu își editează clipul. Era provocare de la Mara, dar apare nu te-ai enervat. Ah. Gen, eu treia să plec și gen, să-mi iau valiza și să plec. Dar omul meu editează clipul și nu are cum să fie atent la mine. Ah, de-aia ne filmai mult? Da, eu am vorbit cu el în bucătărie să ne filmeze. A venit momentul, băieți, să facem și provocarea care m-a lansat pe mine în Bus House, să zic. Provocarea care mi-a dat mie așa un boost de imagine frumos. Te pup, Robinet, sunt în aeroport în Phuket, după cum vezi. Frumos, plecăm și noi spre România și provocarea mea pentru tine este să stai în plank timp de 10 minute. Să vedem dacă poți. Chiar sunt curios dacă poți să stai 10 minute în plank. Ideea e că pot să stau foarte mult plank. Nu știu cât, pentru că niciodată n-am testat să văd câte minute pot să stau. Dar acolo am descoperit că aia e pasiunea mea, pare. Mă pun și zic când să dai start. Dar avem acolo cronometru. Fii atent. 3, 2, 1, start. A, da. Pur jos, bă! Un pic cură mai jos! Nu-i adevărat, fundul trebuie sus! Nu, păi așa, pun eu, așa, așa e bine, perfect. Poți să vin sub tine ca să fie mai... Spatele drept, nu sta cocoșat, cocoșatule. Bă, dar aici când știu că nu am o miză, nu-mi vine să stau așa mult. Dar tot o să stau cât pot. Vă dați seama că o să fie un pic plictisitor, că nu o să vorbesc. Vreau, chiar vreau să stau mult. Nu așa, mă! Ieși! Dacă a căzut pe mine, poate! Ieși, ieși! Ieși acolo! Ia, mă, hai! Cred că o să stau mai mult decât tine. Ai avantaj de 3 secunde. Bă, nu știu cât am stat în Bus House. Da, cu simt. Doresc poate. Azi am și făcut sport. Da? Ce comod e, doamne. Cum ești, dacă cad, dau direct. Cum poți? Doamne, e groaznic. Bă, dar aici mă chinui. Am și băut, am și mâncat. Mai stai locat 3 secunde. 2 minute, să. Bine, Robi. Vele tremure. Nu, mă, Bus House. Ia-mi vere că sunt 5.000 de euro. Atunci am avut miza să îl bat pe Claudiu. Era mult mai determinat să câștig. Bă, trec secundele. Păi sunt pe jos. Ah, era mult mai determinat să câștig, pentru că prima dată n-a trebuit să ies din echipă și a trebuit să fac asta. Și a doua oară era versus David, acolo am stat. Ia, sincer, scuza mea e că am băut acidulat și că am mâncat. Dar mai mult de 2 minute. Păi, Sidea, cum să mă provoci să mă spăl pe picioare în apa cățeilor? Eu nu o să fac asta, să știi. Eu o să mă duc acum, sunt în ăsta, în magazin, și o să caut mâncare pentru căței, să le las acolo lângă dog park, așa ar fi mai frumos. Hai, revenim, că mi-e frică că mă prind pasnici. Gata, băi, băieți, am luat aici mâncarea pentru căței. Încer, cred că l-am luat ceva mult mai bun decât am mâncat eu pe vlogul ăsta. Cum să mă spăl eu, mă, pe picioare aici? Ați nebunit?
Da, tot arată rău. Că nu vreau să mănânc mâncare de câini. Pam. Da, băieți, Dimu, să facem și provocarea Elinca. Te provoc să mănânci pâine cu Nutella și muștar deasupra. Care nu mi se pare neapărat cine știe ce, adică n-are cum să fie așa o Nutella cu muștar. Este vlogul în care am purtat cred că cele mai multe haine posibile ever. Bagă întâi muștar și după Nutella sau că muștar poate mai mâncăm. Da, da, da. Mai bucurăm și noi de el după. Mai mâncăm și noi un pariser ceva. Sper să am suficientă Nutella. Robi, ce e acolo? Este Nutella cu muștar. Bă, nu e așa rău, pe bune că nu e așa rău. N-are cum să fie așa rău. Întind-o, întind-o. O să dau pe mine. Bă, las-o așa, că o să muș de aici ca să fie mai mult gen. Închide! E un gust dubios. Gata, mă, hai, gata, gata. Am gata, bune, gata. Saic nu mi-a dat o provocare, așa că am pornit acum camera. Saic și trebuie să-mi dai acum o provocare. Filmează puțin picioarele tale. De ce? De ce murdare e acolo pe jos? Nu, chiar nu e murdar. Da, în spate cam e, dar nu prea se vede pe cameră. Azi vreau să-mi speli mașina. Da, mă, sunt salahor 24 de ore, băi, sunt sclavul lui Saic. Cumperi și jetoane. Deja a devenit ceva normal pentru canalul meu de YouTube să ajung în spălătorii și să spăl mașini. Mă, jetoane, ai grijă de ce? Uite ce jegoasă era, uite ce jegoasă era. Era legal să mergi cu el așa. Bă, vezi că ai prespălarea asta. Du-te, dă-i și tu pe toată mașina aia, un minut. Nu fii prost. Încet să mișcă, să vede că nu spală mașina niciodată. Nu mai da pe mine. A curățat Robi mașina, not gonna lie. M-a pus să dau clătire de două ori. Băieți, cât fac și eu curat aici, v-am doar să vă reamintesc să apăsați și voi butonașul de like. Să vă abonați canalului pentru că m-a ajutat pe mine foarte mult ca la vlogul ăsta să strângem 10.000 de like-uri. În viitor vă pregătesc cu surpriză, promit eu. Sau asta am fost și acel și orice YouTuber. Money.